La Viena concepuse și scrise. Nu trece niciun an fără ca noi să nu ne amintim de creația și viața zbuciumată a geniului literaturii române, Mihai Eminescu. La cei 166 de ani de la nașterea poetului, un restaurant din Chișinău a găzduit în data de 15 ianuarie un eveniment deosebit. Actorii Daniela Burlaca și Iurie Gologan au prezentat câteva scene din piesa de teatru Floarea Albastră. M-a confund ca într-o mare de viseri dulci și senine. Și în jur, parcă-n colindă dulci și mândre primăveri. Sau văd nopți ce vin deasupra oceanele de stele. Și eu să am prilejul să cunosc Aevea, pe idolul meu, pe cel care pusese stăpânire pe gândurile și trăirile mele. Este un cenaclu la care particip din ziua Constituirii lui, împreună cu prietena mea, Nadejda Hierța. Un alt invitat special venit din România a fost cantautorul și folchistul român Ducu Berții. El a interpretat piese care au uns sufletul celor prezenți la eveniment. Mi-a spus azi noapte chiar ea, mi-a spus doar atât, între noi totul s-a sfârșit, deodată aerul.